mereu non-conformist, plin de entuziasm și creativitate pe terenul de joacă, Valeriu Andronic a răspuns unei noi provocări în anul 2010, semnând un contract cu echipa Locomotiva Astana. La cei 28 de ani, formația kazacă este a 12-a echipă din carieră, însă asta nu l-a împiedicat să se adapteze unui alt stil de joc. Cred că a fost cel mai bun sezon al carierei mele și că am reușit să marchez, să dau pase de gol și să câștig și Cupa Kazakhstanului. Am jucat în mai multe campionate, dar am semnat pe foarte puțin timp contract. Am semnat pe 6 luni, pe un an, dar acum sper că în Kazakhstan o să fie mai bine și posibil să semnez în curând pe următorii ani. Eu am fost mulțumit anul acesta de echipă, am avut antrenor foarte bun, nu știu, poate cineva îl cunoaște, Holger Facht, a fost jucător echipa națională a Germaniei, acum e antrenor și sper că pe viitor să rămână Locomotiv. Fiecare meci este trăit la maxim în familia Andronic. Soția și copiii sunt mereu aproape și poartă noroc în tot ceea ce face. Sincer să vă spun, e foarte greu, pentru că de fiecare dată când pleacă în deplasări, când pleacă la meciuri, retrăiesc mereu. Chiar după meci, după fotbal, îmi simt unghiile de la degete cum mi s-au apăsat în palme. Așa, retrăiesc. Pentru el, pentru echipă unde joacă el. Care e mâncarea preferată a lui Valeriu Andronic? În mod special îi place foarte mult lasagna, dar mâncarea care îi place și din mic copil, după cum am înțeles eu de la părinții lui, cartofi prăjiți, pulpițe și murături. Vacanța de iarnă după un sezon greu, dar plin de succese, și îl petrece în familie. Își face griji în privința unui nou contract, dar este mereu cu gândul la fotbal. Pasiunile îl fac să se relaxeze și pe alocuri să-și aducă aminte de cele mai frumoase clipe trăite pe terenul de joacă. Mereu mă fac schimburi de tricouri cu cine reușesc, care e pe apropiere, dacă vor jucătorii să facă un schimb. Asta acum e recent, ultimul tricou care am jucat acasă contra Olandei, e al lui Kait. Asta e tricoul meu de la Locomotiv Astana, care e tot unul dintre mei preferate tricouri. Că... Care ți este cel mai drag mie? Asta mi-e dat când ăsta a marcat toate golurile pentru Locomotiv și l-am păstrat ca amintire. Cifra 9, în general, e cifra norocoasă pentru mine și mă străduie mereu să joc mereu cu numărul 9, dacă e posibil. De câte ori am la cifra 9, numai cu cifra 9 am marcat golul pentru echipa națională anul trecut. În colecție, tricoul cărui jucător ți l-ai dorit să-l ai în mod aparte? În mod aparte lui Zidane, cred că, sau Maradona, că sunt preferații mei jucători și le-aș dori foarte mult să le am. De fiecare dată îmi face cadouri foarte frumoasă, să mă fădulesc și eu, mă rog, ca și o femeie cu o colecție din farfurii, unde am fost chiar și noi împreună, și am fost în Bassano, am fost la Veneția, și cele la Kazakhstan, în Astana. Care vă este drag în mod aparte? Este a doua, pentru că am fost împreună. Praga. Praga, am fost împreună la fel, dar mai mult Italia. Place. Familia Andronic este una din cele mai cunoscute din fotbalul autohton. Valeriu face parte din a doua generație de fotbaliști ai familiei împreună cu verii săi Igor, Gheorghe și Oleg Andronic. Fotbalul este transmis genetic din tată în fiu. Fac fotbal la Buicani, antrenorul este Mihai Andronic, bunelul meu. Mă ajută foarte mult, îmi face program care trebuie să-l respect, desigur, alerg, vreau să joc ca tata când o să cresc. Cu cine de obicei mergi la stadion? Cu toată familia. Mergeți des? Da. Toată familia mergem să privim tăticul cum joacă fotbal. Care e cel mai memorabil meci? Care ți-a rămas în minte? A lui Valeriu. Cu Grecia. De ce? Da. Pentru că mi-a plăcut golul lui Tăcecu. Valeriu Andronic și-ar dori să se retragă din fotbal cât mai târziu. Pasiunea față de sportul rece înseamnă esența vieții. Este mereu optimist și nu este frică de noi provocări. Urmăriți Săptămâna Sportivă!